telespectatorii să înțeleagă diferența. Eu aș spune că, alegând modelul de la Iași, eu aș fi în stare să pun cu dumneavoastră un pariu, domnul Fenecheu. Dacă pe votul uninominal în varianta asumată de către guvern, pe legea adoptată de guvern, aveți garanția că veți ieși deputat candidând la Iași. Eu aș fi în stare să pun pariu cu dumneavoastră că pe varianta radicală propusă de președintele Traian Băsescu, candidatul Partidului Democrat care va juca contra dumneavoastră în colegiul electoral în care veți candida, vă va bate și nu veți putea ieși deputat. Poate domnul Sfenecheu va candida la Senat, cine știe. Și știți de ce? Pentru că în varianta radicală pleacă doar primul clasat care reușește să obțină 51%, în varianta adoptată de guvern, cum spuneam, poți să fii pe locul 2, pe locul 3, aduni voturile din județ de la toți candidații partidului tău și ai șansa să ieși. Ok, eu n-aș vrea să insistăm. Trebuie să insistăm, pentru că când un om vorbește prostii, trebuie să-i dai peste mână și totuși cred că copilăria l-a făcut pe domnul Cârlan să facă o astfel de afirmație că un candidat de la Partidul Democrat într-un anumit colegiu m-ar bate pe mine. Femeile se contrazic, bărbații pun pariu. Nu știu dacă eu am dreptul să sancționez pariuri din postura de moderator. Este exact ceea ce, repet, a spus un cetățean simplu. Și ceea ce speră, de fapt, încă mai speră Partidul Democrat. Partidul Democrat speră să-și pună toate loazele să candideze în speranța că vor avea pecetea.